Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi facem un test drive cu noul Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid, pe care îl puteți testa la Darix Auto Suceava. În primul rând, haideți să povestim despre cutia de viteze. Are 5 poziții diferite: Park, Return, Neutru, Drive și B. Modul B este un mod special conceput pentru a recupera mai multă energie în momentul în care mașina frânează sau suntem în coborâre și astfel bateria cu care este echipată stochează această energie pe care o vom folosi ulterior sau care se va folosi ulterior atunci când mergeți în oraș la viteze mici. Motorul aproape că nu se aude deloc. Până la o anumită viteză, mașina funcționează numai cu energia electrică. În funcție de modul sau de configurarea MySense pe care o aveți sau o folosiți, veți observa o animație care ne arată de unde provine puterea sau dacă mașina este alimentată electric și benzină sau doar cu combustibil. Momentan, la viteza de 55 de km la oră, avem o alimentare 100% electrică. Vom merge aproximativ pe același traseu pe care mergem în mod normal la un test drive. Acest traseu ne duce undeva în afara orașului și după aceea vom intra puțin și în oraș pentru a vedea ce autonomie ne va rămâne după acest scurt test drive. Momentan avem un consum mediu de 2,6 litri la 100 de kilometri și un consum electric de 14,7 kWh la 100 de kilometri. Totodată, bordul ne indică o autonomie de 13 km în regim electric și o autonomie de 500 de km pentru cantitatea de combustibil pe care o avem în rezervor. Conform animației sau diagramei de partea dreaptă a bordului, în continuare mașina consumă numai energia electrică. Acum vom ieși din localitate și o să vedem de la ce viteză ea va începe să folosească motorul cu combustie internă. Un motiv pentru care am renunțat la folosirea lavalierei este și acest aspect, faptul că Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid este foarte silențios și astfel nu ne încurcă sunetul motorului decât în momentul în care accelerăm foarte tare. Am ieșit din localitate, momentan am 60 de km la oră și mașina merge tot pe motorizarea electrică. Acum s-a pornit și motorul cu ardere internă. În momentul în care lăsăm pedala de accelerație, energia este captată, este recuperată și ea merge în baterie. Datorită modului în care suntem, și anume modul MySense, indiferent dacă eu accelerez foarte tare, mașina merge doar cu combustibil. Mașina este propulsată doar de motorul electric. În momentul în care, să zicem, schimb pe modul sport, ei bine, am trecut pe combustibilul benzină și dacă viteza de deplasare este mai mică,
avem și un consum mixt în același timp, adică primim putere și de la motorul electric și de la, și de la motorul cu ardere internă. Acum la 68 de km la oră, diagrama ne indică faptul că motorul pe benzină încarcă și bateria, dar și dar propulsează și trenul de rulare. Toate aceste moduri în care funcționează propulsia pe Renault Captur fac parte din sistemul care a fost gândit astfel încât să obțină cele mai bune rezultate la capitolul consum redus de combustibil și emisii scăzute de dioxid de carbon. În modul EV MySense, chiar și la o viteză de 120 km la oră, mașina merge numai cu propulsia electrică. O să comutăm pe modul sport. În momentul în care este activat acest mod, după cum spuneam, folosește și motorizarea sau motorul cu ardere internă pe lângă motorul electric. Pe lângă autonomiile individuale pentru motorul electric, dar și pentru motorul cu benzină, pe această setare a display-ului de bord, avem și o valoare totală a autonomiei. Astfel, în momentul de față, avem o autonomie de 200 de km. În continuare, consumul mediu a rămas același, 2,6 litri la 100 de km. A crescut însă consumul pentru motorul electric de la 14,7 la 14,9 kWh la 100 de km. Mai avem o autonomie de 6 km pe motorizarea electrică. Și acum o să intrăm în oraș să vedem câți kilometri vom mai avea în bord după ce ne plimbăm un pic prin centrul orașului. Acum avem 515 km sau călătoria are 515 km și o să încerc să fac acel număr de kilometri, 6, să vedem dacă bateria se va epuiza în totalitate. Modelul pe care îl avem la test drive este nivelul de echipare intens, la care au fost adăugate câteva opționale. Prima și cea mai vizibilă, ca să spunem așa, este culoarea biton. Această vopsea biton are un preț de 550 de euro, iar dacă doriți să optați pentru varianta metalizată, prețul ajunge până la 760 de euro. În dotările acestui model avem și alertă pentru depășirea benzii sau asistență pentru menținerea benzii de circulație. Mai avem și display-ul care este 100% digital. Încălzire în scaune pe două niveluri, buton pentru modul de condus EV până la viteza de 135 de km la oră. Dacă suntem pe modul EV pure, mașina va merge numai cu energia electrică din baterie. Astfel, dacă drumurile pe care le faceți sunt preponderent în oraș, sau pe distanțe scurte sau la viteze mici și consumați numai energia electrică, veți obține un consum mediu chiar mai mic decât cel indicat în bord, și anume 2,6 litri la 100 de kilometri. Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid are un preț de pornire de 28.300 de euro pentru nivelul de echipare Zen și ajunge până la 31.300 de euro pentru nivelul de echipare RS Line. Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați la numerele de telefon din descrierea acestui videoclip sau să veniți la sediile noastre, astfel puteți să faceți și un test drive, să vedeți cum se comportă mașina și mai mult decât atât,
puteți alege și alte extra opțiuni în afară de acestea care sunt pe modelul de la test drive. A scăzut și la zero autonomia pentru motorul electric. Din momentul în care am pornit în oraș, aveam 515 km și chiar dacă aveam indicat în bord o autonomie de 6 km, am reușit și am făcut mai mulți. Asta pentru că în timpul călătoriei o parte din energie s-a recuperat. Acesta a fost clipul nostru de astăzi cu Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid. Pentru mai multe informații, apelați numerele de telefon din descrierea videoclipului. Vă mulțumim pentru atenție, iar până data viitoare vă dorim drumuri bune. Pe curând!